În cadrul acțiunii pe care au desfășurat-o timp de 3 zile, polițiștii de la circulație au sancționat peste 190 de pietoni și 45 de șoferi, dintre care 24 au rămas fără permise de conducere. La nivelul județului Olt, la acțiune au participat 90 de polițiști, dintre care 36 din structurile poliției rutiere. Scopul acțiunii a fost acela de a conștientiza pietonii asupra consecințelor unui comportament rutier imprudent. Nici șoferii certați cu legea nu au scăpat nesancționați. 17 conducători auto au fost sancționați pentru că nu au acordat prioritate la trecerea de pietoni. Dacă anul trecut s-a decis ca podul să fie închis pentru începerea lucrărilor de consolidare și refacere, nici până la această dată acesta nu a fost închis. Atunci se discuta despre faptul că reabilitarea podului peste Olt de la Slatina se va realiza după un procedeu tehnic asemănător celui de la podul Giurgiu Ruse, însă pe perioada lucrărilor traficul rutier va fi închis pe ambele sensuri și deviat aproximativ 33 de kilometri pe o rută ocolitoare. S-a decis că se va închide, s-a stabilit și o rută ocolitoare, numai că podul nu s-a închis, iar lucrările nu au început. Cert este că au început să apară gropurile din asfalt și să nu mai luăm în calcul și faptul că protecția anticorozivă este degradată în proporție de 80%. Cert este că cei care traversează zilnic podul Olt își pun viața în pericol. Săptămâna aceasta sunt așteptate să ridice pachetele cu alimente de la Uniunea Europeană persoanele cu handicap din Slatina. Aceștia sunt beneficiari ai programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Distribuirea are loc la cantina fostului Colegiu Tehnic Ion Mincu de pe strada Drăgănești de luni până vineri între orele 8-16. Fiecare beneficiar primește câte o cutie cu alimente. Săptămâna viitoare vor primi alimente persoanele care nu sunt incluse în categoriile de beneficiari, dar sunt în evidențele Direcției Protecției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Slatina. S-a mai făcut un pas către deschiderea haldei de gunoi de la Brebeni. După ce în ultima ședință a Consiliului Județean, sub fosta conducere, s-a aprobat regulamentul de funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt Eco, din care fac parte 112 localități, Primăria Slatina încearcă să scape de contractul pe care îl are cu Salubris. În această situație se află și Primăria Balș. Primăria Slatina s-a conformat și a dispus în cadrul ședinței de Consiliul Local de joi adoptarea unui proiect de hotărâre prin care Salubris va rămâne doar cu curățenia și dezepezirea străzilor. Pentru a fi deschisă halda de gunoi de la Brebeni, o investiție de 34 de milioane de euro, primăriile Slatina și Balș trebuie să rezilieze contractele cu actualii furnizori de servicii de salubrizare. Deși reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt au aplicat o serie de sancțiuni și avertismente, încă există angajatori care nu fac publice locurile de muncă vacante sau nu anunță ocuparea posturilor vacante. În prima jumătate a acestui an, numai puțin de 20 de firme din Olt au fost sancționate cu avertismente de către inspectorii AJOFM Olt. Potrivit legislației în vigoare, angajatorul este obligat ca în termen de 5 zile de la vacantarea postului să anunțe agenția, respectiv la o zi de la data ocupării acestuia, în condițiile legii, iar nerespectarea acestor prevederi constituie o contravenție și se sancționează cu o amendă de la 3.000 la 5.000 de lei.